Astăzi vedem cei mai norocoși oameni care au câștigat la loteria mâncării. Cum ar fi tipul ăsta care și-a cumpărat o doză de suc, i-a rămas blocat în aparat și uitați-vă ce a făcut. Efectiv a mișcat aparatul și au căzut 10 sticle acolo. Băi, mie îmi place reacția lui de la final, adică clar nu se aștepta la asta. Uitați-vă la fața lui. Băi, cred că a fost cea mai norocoasă zi din viața lui, n-am să vă mint. Ok, tipul ăsta a scos monstruozitate de chips din punga aia. Adică uitați-vă și voi, parcă sunt mai multe chipsuri stecuite acolo. Nu-mi vine să cred cât de mult noroc au unii oameni. Adică uitați-vă și voi la chipsul ăla cât de mare e. Cea mai expresivă vânătă pe care am văzut-o vreodată. Adică uitați-vă la ea, are ochi, are nas, are gură. Bro, efectiv e o vânătă cu față. Ca referință, mâna asta nu e foarte mică, doar conul ăla e foarte mare. Uitați-vă și voi cât de gigantică e înghețata asta. Băi, nu-mi vine să cred. Asta n-ai cum să o mănânci fără să se topească. Adică vă zic sincer, nu cred că o singură persoană mănâncă din chestia asta. A fost ultima mea zi, așa că am furat chiflele de la McDonald's. Bro, nu te cred, omul meu a furat chiflele de la McDonald's. Cum să faci așa ceva? Gândiți-vă că a lăsat McDonald's-ul fără chifle. În ziua aia n-or mai servit aia burger acolo. Uitați-vă și-a umplut mașina de chiflele alea. Băi, n-ai cum să faci așa ceva. Cred că a mâncat chifle o lună întreagă. Băi, ăsta e cel mai mare croissant pe care l-am văzut eu vreodată. Uitați-vă și cafeaua aia, adică cine ar mânca atâta? Efectiv e mare risipă acolo. Nu-mi spuneți mie că o singură persoană mănâncă un croissant din ăla. Bârbă, mă duc să cumpăr un tichet la loto. Băi, nu vine să cred. Uitați-vă și voi, fiecare ou pe care îl sparge are două gălbenușuri în el. Adică cum e posibil așa ceva? Băi, dacă a avut noroc să găsească două gălbenușuri în fiecare ou, cred că are noroc să câștige și la loto. Nu, ăsta e restaurantul de unde poți să-ți cumperi croissante din astea mari. Poate cineva să mănânce un croissant din ăla întreg. Adică mie mi-ar ajunge cel puțin o săptămână. Uitați-vă și voi cât de mare e chestia asta. O căpșună obișnuită pe partea asta, dar dacă o întorci la 90 de grade, uitați-vă și voi cum arată. Cred că căpșuna asta a fost crescută în Ohio, n-am să vă mint. Asta e o căpșună obișnuită din Ohio. Când sora ta lucrează la Starbucks, băi, nu-mi vine să cred, cred că primește toată mâncarea care urmează să expire, adică cred că are mâncare acolo pentru cel puțin câteva săptămâni. Uitați-vă și voi, masa asta e plină de cornuri, de sandvișuri, de brioșe, băi, ce mi-aș dori și eu chestia asta, adică e mâncare gratis, ok? 1, 2, 3, 4, 5, I ordered a triple cheeseburger! Asta nu cred că le-are cu numărat, adică triple cheeseburger ar trebui să fie cu 6 petiuri de carne și el are 5 petiuri. Tot sincer vă zic, e cel mai mare noroc să primești atâtea bucăți de carne. Chestia asta în Turcia, uitați-vă și voi ce înghețată au oamenii ăștia, adică cum poți să mănânci atât de multă înghețată? Uitați-vă și voi ce formă îi face. Și o bagă și în topping din ăla de ciocolată. Bro, neapărat trebuie să mănânc o înghețată după videoclipul ăsta. Nu știu, dacă lovește așa înghețata, ar trebui să aibă gust mai bun sau de ce face asta? Nu-mi vine să cred, pepenele ăsta seamănă cu un fund. Bro, fructele astea sunt crescute în Ohio, ce cu ele? Adică sincer vă zic, în orice magazin în care am fost, n-am văzut să existe așa pepene. Spuneți-mi voi de nu. Uitați-vă și voi cum arată. La asta mă refer când zic că vreau extra castraveți. Oh my god, da. Efectiv, uitați-vă și voi cum îndeasă castraveții aia în pahar. Adică la chestia asta mă aștept și eu când zic că vreau extra ceva la mâncare. Tot kit, dar nu kit. Oh my god, ăla e un kit, kit, ok, cu kit. Adică e complet făcut din ciocolată chestia asta. N-are deloc vafa aia care e înăuntru. Băi, vă zic eu, kit, kit ar trebui să facă chestia asta. Poți cumpăra doar ciocolata și fără vafa aia dinăuntru. Adică pare destul de delicios, dacă mă întrebați pe mine. Like dacă și tu crezi asta. A profitat de oportunitate? Ce face? Efectiv, doar o secundă asta sandwich-ul ăla în aer. Uitați-vă și voi cum l-a furat. Adică cred că e cel mai mare host de sandwich-uri omul ăsta. Nu, lasă-o încolo de treabă. Uitați-vă și voi cât de mare e înghețata asta. E efectiv cât un copil. Adică sincer vă zic, nici în 5 persoane nu cred că ai putea să mănânci înghețata asta. Băi, câtă risipă fac unii oameni, nu vine să cred. Urma să mănânc un Magnum și am simțit ceva ciudat. Bro, ce ți-au mai pus în pachet pe lângă înghețată? Ce să fie acolo? Haideți să vedem. Așa că m-am decis să o deschid. Deschide-o odată. Văd acolo înghețată. I-au mai pus un sfert de înghețată acolo. Ăsta cred că e cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla, n-am să vă mint. Să mai primești încă jumătate de înghețată pe lângă înghețata ta. Ăsta e un hot dog diferit. Bro, ce-i cu monstruozitatea aia de hot dog? Băi, spuneți-mi în comentarii, voi ați mânca așa ceva? Pentru că nu pare prea delicios. Sincer vă zic, nu-l poți numi hot dog pentru că n-avea niciun sos pe el. Era doar carne și chifla acolo. Ce scârbos. Băi, cum să mănânci așa ceva? Și de ce are culoarea aia mov? Adică e înspre mov chestia aia. Cred că e aproape de expirare. Oh my god, dacă chestia asta există neapărat, vreau să știu de unde a cumpărat-o tipul ăsta. Pentru că uitați-vă și voi ce KitKat mare. În mai multe culori. Oh my god. Și uitați-vă și voi că avea vafa înăuntru. Adică nu era dar kit. Deci e reală chestia asta. Oh my god, cât de gigantică e lămâia asta. Adică n-am văzut una așa mare în viața mea. Lămâia asta cred că a crescut cu pepenele ăla din Ohio, n-am să vă mint. Uitați-vă la ea cât de gigantică e. Imposibil așa ceva. Caserolă cu mâncare foarte mare, n-am să vă mint. Oh my god, câtă salată e acolo. Bro, din chestia aia cred că aș putea să mănânc cel puțin o săptămână. Uitați-vă cât de mâncare e acolo. Niște lămâi într-o cutie, cred că poți să le iei gratis de acolo, mă gândesc, din moment ce sunt puse. Și e chestia aia care din nou e din seria fructelor din Ohio, n-am să vă mint. Chestia asta a suferit o mutație, ceea ce
urmează să vedem e cel mai mare burger pe care l-am văzut eu în viața mea, care costă $200. Gândiți-vă doar, 1000 de lei burgerul ăsta. Spuneți-mi în comentarii, ați dat bani pe așa ceva? Adică pare imposibil de mâncat dacă ești doar o singură persoană. Wow! Și are și un burger mic deasupra. Băi, cât de tare e chestia asta, dar sincer vă zic, n-arată prea apetisant. Adică cred că se putea mai mult sos acolo. Ei, cred că oamenii ăștia gătesc pentru tot satul sau nu știu pentru cine gătesc atâta mâncare, dar uitați-vă și voi cât de mare e oala aia sau cazanul, ce vrea să fie. Uitați-vă și voi cât saci de mâncare pun în chestia aia. Bro, acolo cred că e mâncare lejer pentru câteva mii de oameni. Uitați-vă la mine cum demolesc felia asta mare de pizza, bro, dacă ai felie de pizza pentru tine, pentru mine, nu știu ce, pentru că e cel puțin cât 3 pizza. Spuneți-mi voi în comentarii. Nu, băi, și-a pierdut respectul din partea mea și-a pus ananas pe pizza. Uitați-vă și voi cum să mănânci pizza cu ananas. Și-a terminat-o de mâncat în 2 minute și 30 de secunde. Oh my god. Tot din seria fructelor din Ohio avem kiwiul ăsta, care efectiv e cocoșat. E de pe altă planetă kiwiul ăsta, n-am să vă mint. Wow, geleurile astea au prins viață, efectiv s-au topit. S-au devenit monstrul ăsta care cred că vrea să te bată dacă îl mănânci. Uitați-vă el cât de amenințător ține pumnul ăsta aici. Omul ăsta cred că e cel mai norocos de pe toată planeta, pentru că în viața mea n-am văzut un avocado să aibă un sâmbure atât de mic. Efectiv e minuscul sâmburele ăsta. Păi, dar unde cresc fructele astea? Pentru că uitați-vă și voi, asta nu pare să fie o banană reală. Adică e mult mai mare decât o banană obișnuită. Băi, chestia asta e foarte satisfying. Adică să-ți cumperi tu mare pepene și să n-aibă deloc sâmburi în el. Adică cred că omul ăsta a dat lovitura. Cred că în ziua aia a fost cel mai fericit om din lume. Și uitați-vă la tipul ăsta care a găsit, cred că cel mai mare chips pe care l-am văzut eu în viața mea. Adică e efectiv cât toată punga asta de aici, dacă mă întrebați pe mine. Cred că doar chipsul ăla era în pungă. Băi, asta nu e neapărat loteria mâncării, dar dacă mă întrebați pe mine, omul ăsta tot s-a ales cu ceva și a comandat pizza de la Domino's. Efectiv a uitat să scoată chestia asta metalică pe care era pusă pizza. Efectiv omul a primit și o pizza și un suport pe care poate să-și facă pizza. Puneți-mi în comentarii dacă și vouă vă place partea asta de înghețată. Adică mi se pare că e cea mai delicioasă chestia asta din toată înghețata. Neapărat lasă un like dacă ești de acord cu mine. Băi, cine își mai aduce aminte de fidget spinner? Adică au fost foarte populare. Și omul ăsta efectiv a avut norocul să-i se spawneze unul în cutia cu bomboane. Efectiv chestia asta e un fidget spinner. Eu zic că ar trebui să pună chestia aici care se învârte și și-ar face mare fidget spinner DIY. Wow, cât de norocos e omul ăsta. Efectiv și-a luat porții de cartofi și pe lângă porția de cartofi a mai picat și un crisp în porția de cartofi. Adică gândiți-vă cât de tare ar fi să pățiți chestia asta. Omul ăsta nu știu dacă a plătit pentru toate cele 3 pungi de chipsuri, pentru că s-ar putea să fie câte un cod de bare pe fiecare, dar dacă a cumpărat doar o singură pungă de chipsuri și le-a primit pe toate astea 3, vă zic eu, cel mai norocos om din lume. Nu-mi vine să cred, uitați-vă cât de lung e cartoful ăsta. Bro, dacă cineva mi-ar fi spus că a găsit un cartof atât de mare când a comandat de la McDonald's, băi, nu l-aș fi crezut, chiar nu l-aș fi crezut. Cât de drăguț poate să fie să găsești în portocala ta un pui de portocale, efectiv. Primi 2 portocale într-una. Ce poate fi mai bun de atât? Chestia asta e mult mai bună decât primul videoclip, pentru că efectiv au căzut toate chestiile din aparatul ăsta. Nici nu cred că le mai pot scoate pe aici, pentru că s-au blocat undeva pe aici. Și omul ăsta e foarte norocos și a cumpărat o cutie de pizza în care ar fi trebuit să fie 2 bucăți de pizza și în colere are 1, 2 și 3 pizza. Băi, cam acesta a fost videoclipul, neapărat like, subscribe. Dacă mai vrei să vezi încă unul, o să apar acum 2 pe ecran.